echipa din drumul taberei ne-i dotată cu bandă pentru biciclete în ambele sensuri. Dar uitați-vă ce prag mare ne-au lăsat aici și drumul e făcut recent. Cum să treci cu bicicleta, cu trotineta de așa prag mare dincolo, pentru că intră și mașini. Nu-i prag și nici pistă biciclistică, nu știu cum au de gând să facă. Dar aici ne-au lăsat cu prag. Și pista e de doar un metru. E adevărat că e pentru un singur sens. După care vin obstacole la gura de metrou. Acum ai gard. Dar să admitem că în vară, când se deschide metrou, gardul o să-l scoată. Dar vă dați seama ce flux de pietoni acolo, care iese din metrou sau vor să intre. Și e un pericol foarte mare. Și pentru noi, bicicliștii, trotinetistele, și pentru, mai ales pentru pietoni. Că bicicleta e vehicul metalic, are viteză, la accidentare suferă mai ales pietonul care stă pe loc sau merge, mai ales dacă e copil, persoană cu dizabilități, cățel. Mai puțin suferă biciclistul pentru că e obișnuit să cadă, are cască, are mănuși. De asta era mai bine să bage pista biciclistică pe carosabil, prima bandă, să o facă dedicat transportului public și bicicletelor, transportului ecologic. Dar așa, ei l-au construit drept carosabil, au băgat milioane în el și acum servește drept parcare. Bravo! Curat proiectare! S-au gândit curul. Și aici avem flori sălbatice, dar probabil o să le distrug acuși. O să vină cu coasa și o să taie tot, inclusiv spinul ăsta care înflorește foarte frumos. Și la următoarea intersecție la Romancierilor, probabil din nou avem nu doar denivelare, dar și obstacole, piloni în picioare, prag. Dacă ar fi bandă biciclistică și bandă rezervată, n-ar staționa ăștia în stații de transport public. Li s-ar face parcări, eventual chiar aici pe trotuar, și ar fi mai civilizat. Bine, aici denivelare nu e foarte mare, pentru trotinete e periculos, dar pentru bicicletă e acceptabil. Și aici la fel, numai că avem pilon fix în mijlocul pistei. Și asta e periculos. Ai agățat-o cu pedala și ai rămas în mijlocul drumului. Poate sub roțile camioanelor.